putem să ne fie ușurată munca, pentru că sunt toate zonele astea pe perioadă secetă. Este interminabil munca, ar fi covârșitoare. Iar acum avem un volum de muncă foarte mare privind controlele de minimis la tomate, la usturoi, la cartofi. Da, am considerat că trebuie să mai așteptăm să vedem cum se prezintă și vremea, adică ce prognoze ar fi, dar prognozele nu sunt bune și nu ajută pe nimeni. Și așa că vă cer insistent, dacă puteți să faceți un demers privind calamitarea județului, așa cum de altfel o cer și fermier. Etape procedurale, nu știu, aici cred că vă aparține obiectul ăsta. Noi o să vă înștiințăm și vă spunem că la nivel de județ zonele sunt aride și că precipitații. Vă informăm și cu buletinele meteo, bănesc că poate le aveți și dumneavoastră. O să vă cerem instituțional, o să vă cerem în locul ăsta. Adică să te doară calamitate prin CGSU? Da. Ok, o să discutăm subiectul acesta. Dar, deci am zis că modificăm ordinea de zi. De la APA cine?